cei care s-au născut în zodia Taurului vor avea între 2 și 3 noiembrie la prânz motive să fie mai sobri, mai triși, mai îngândurați, nu resemnați, ba dimpotrivă chiar puțin porniți pe ceva sau cineva. Începe să nu le mai placă felul în care se desfășoară o premisă ideologică, dacă e vorba de politică sau economică sau socială sau juridică. Nu despre asta era vorba, nu asta doreau ei să vadă sau nu pentru asta s-au dus într-un loc, într-o instituție, într-o structură organizată să participe, să se implice, să-și pună numele în joc sau valoarea și experiența. Sunt și aspecte care îi dezamăgesc, altele îi sperie, altele îi nemulțumesc, îi pun pe gânduri și calculează foarte clar în ce măsură este cazul să mai rămână sau nu în acest context. Nu este prima dată că spun acest lucru, nici nu are cum să fie pentru prima dată, atâta timp cât avem de-a face cu două planete care stau de mult timp. Doar că acest Saturn lucrează prin recurență, din când în când, când se adună niște premize astrale, mai puțin favorabile, el începe să scârție și să pună această structură la încercare, structura de rezistență interioară. Cei maturi care au experiență își dau seama că nu e un moment plăcut, că nu e un moment confortabil pentru conștiința lor, dar vor ști cum să procedeze, cu mai multă sau mai puțină diplomație. Cei tineri vor avea de vor avea de meditat măsura în care sunt în stare. Dacă nu, îmi pare rău să vă spun, dar vor face și greșeli. Vor acționa la întâmplare, vor acționa sub impresia momentului, sub influența prietenilor, sub impactul constrângerilor, de dragul cuiva, de frica opiniei publice, de spaima de a nu rămâne singur. Și atunci pot să facă și niște compromisuri, să facă niște derogări de la, mă rog, nivelul lor de înțelegere și de conștiință. Între 3 noiembrie, după ora 13:30 și 5 noiembrie, momente importante, interesante sau speciale legate de felul în care se prezintă în fața opiniei publice, mai ales dacă sunt ziariști, artiști, cântăreți, formatori de opinie, persoane publice, oameni politici, evident, persoane care sunt vizibile. Apoi este vorba de niște salturi sau de niște surprize sau de niște evenimente care îi obligă să țină cont de faptul că nu chiar tot ce vor se poate așa și cum vor, adică fără nicio premisă care să îi pună într-un context clar. Până aici se poate, asta e obligația ta, cu tare lucru nu ai voie să-l faci, etc. Și toate acestea privesc o înțelegere anterioară sau un contract scris, acceptat, semnat de către cel născut în zodia Taurului. Și spun toate acestea pentru că sunt planetele din casa a șaptea, Soare și Mercur, care exact despre asta vorbesc, ba mai mult Mercur a și intrat în mișcare aparent retrogradă și atunci îi pune pe Taur în situația să mai citească o dată documentul, să mediteze pe tema acestei ipostaze. Și uneori își vor spune în ce m-am băgat, de ce n-am văzut, cum de-am semnat, cum de m-au păcălit, n-am fost atent, în ce am intrat, vai de mine, cum să scap. Toate asocierile și parteneriatele care au o legătură cu funcția sunt puse acum sub lupa unei analize atente. Dar pot să vină și situații care n-au nicio legătură cu ei. Evenimente care au legătură cu persoanele, evenimente, să le spunem, oficiale, care vin de la instituții, organizații, de la noile legi care intră în funcțiune și care intră în contradicție cu felul în care au desfășurat o activitate. Unii se vor întreba în ce măsură ceea ce spun eu privitor la casa a șaptea parteneriatului are vreo legătură cu relațiile conjugale. Nu prea are, decât în măsura în care un taur se ceartă atât de tare cu nevasta, încât nevasta îl reclamă, îl demască sau îl pune într-o situație proastă din punct de vedere public, încât imaginea lui
socială, profesională să fie afectată. Astfel, cred că este vorba de retractări, de promisiuni care nu se mai țin, de revizuiri ale unor promisiuni sau de descoperiri în legătură cu un lucru incorrect, incert, care s-a spus, s-a rostit sau s-a petrecut între cei doi soți. Între 6 și 8 noiembrie, la prânz, sentimente amestecate. Cred că nota generală este de, nu știu cât spune unora termenul pe care îl voi folosi eu, e mai de modă veche, hatâr. Vor face ceva de hatârul cuiva, adică un soi de concesie, constrângere, n-am încotro, trebuie să mă duc. E ziua lui de naștere, asta e, trebuie să-i fac un hatâr. Hatâr înseamnă, se mai chema și hatâr plocon și atunci te duceai neapărat cu un cadou. Care nu era chiar cadou, care era așa jumate mită, jumate cumpărarea bunăvoinței, este celebra poveste din Chirița cu curcanul, când a ajuns mare și tare soțul Chiriței, dădea un soi de audiențe și veneau țăranii la el cu curcanul, mă rog, era același curcan care se schimba. Acela era hatâr plocon. Deci nu venea un țăran pe care respectivul nu-l știa și îi dădea din senin un curcan, ci îi cumpăra conștiința, bunăvoința, îl încânta, îl înmuia. Ei, ceva de genul acesta este, un soi de hatâr plocon vor face și ei față de o serie de persoane, față de care nu sunt chiar atât de atașați și pentru care nu poartă prea multă simpatie sau admirație. Dar, cum ziceam adineori, n-au încotro. Trebuie să răspundă la o invitație, trebuie să-l ajute, trebuie să-l asculte, trebuie să-i acorde oarecare asistență. Intervin tot felul de argumente, mai degrabă umane și sufletești, că e milă, că săracul e bătrân, că e singur, că la el nu se duce nimeni, că pe el cine să-l ajute, că n-are bani și tot așa. Elemente care provin dintr-o diferență de statut pe care îl identifică un nativ din zodia taurului față de acea persoană. Uneori, accese sau accente de încredere, de credulitate, de naivitate sau de cum se cădenie, până la un punct justificate și bineînțelese și primite, alteori puțin deplasate pentru că s-ar putea să fie foarte cum se cade și generoși cu cine nu trebuie sau cu cineva care puțin i-a păcălit. Atâta s-a jeluit, atâta s-a văitat, atâta a plâns, atâta a suspinat, încât a creat impresia unui personaj care chiar are niște mari probleme. Și cel născut în zodia taurului de bună credință, nu stă să-l bănuiască, să-l analizeze, încearcă să intervină cumva în viața lui și să remedieze ceva, să-l ajute cu un ban, cu ce poate, cu ce trebuie, cu ce are nevoie. Aici este latura slabă. Depinde de fiecare în ce măsură este în stare să acorde cuiva atâta asistență sau să se dedice cauzei unui prieten. Depinde și de ce a făcut acel prieten la un moment dat pentru cel născut în taur, că pot să existe și datorii morale reale și datorii intelectuale sau datorii profesionale, datoria, de exemplu, față de un profesor, un mentor, un om care te-a dus de la un nivel de mare modestie la un nivel de performanță profesională, te-a lansat, te-a sprijinit, ți-a deschis drumul, te-a susținut, deja e altceva. Și în sfârșit, începând cu 8 noiembrie după ora 14, perioada un pic mai dificilă prin agitația și nervozitatea cu care se va confrunta lăuntrul lor. Vor fi neliniștiți, nu întotdeauna dintr-un motiv identificabil, așa, din senin. Nu le e bine, n-au somn, nu îi doare capul, sunt supărați, se enervează din temir ce, se calmează mult mai greu sau nu se calmează și nu dorm și există o stare de răscolire a organismului motivată și de o opoziție pe axa celor două case ale sănătății, pentru că în casa a șasea continuă să existe și să lucreze Marte în balanță. Pentru unele persoane, toate aceste disfuncții organice, modeste, minore și trecătoare, pot să se asocieze însă cu momente în care să se producă ceva de ordinul inflamării. Am mai vorbit despre asta și altă dată și atunci poate să fie vorba de o stare congestivă
sau de acumulare de lichid, o relație proastă cu apa, mai ales în cazul celor care au hipertensiune, care au probleme cardiace, este vorba de o umflare în principal a picioarelor, atât prin retenție de apă, cât și prin circulație limfatică foarte proastă. Și atunci este de tras concluzia că cu cât se enervează mai tare, cu cât se liniștesc mai greu, cu atât mai mare este această reacție congestivă, ca și cum ar ține tot răul în lăuntrul lor.